Cei 158 de ani de la unirea Principatelor Române sub Alexandru Iancuza au fost sărbătoriți la Slobozia printr-o manifestare menită să aducă în conștiința colectivă semnificația istorică și majoră a actului din 1859. Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire, reprezintă unificarea vechilor principate, Moldova și Țara Românească, într-un principat unit. La 5 ianuarie 1859, Alexandru Iancuza a fost ales domn al Moldovei cu unanimitatea voturilor deputaților prezenți în Moldova. În ziua de 24 ianuarie 1859, Cuza a fost ales și domn al Țării Românești. Mica Unire a reprezentat prima etapă pentru înfăptuirea unității naționale. Deși a fost de scurtă durată, domnia lui Alexandru Ioan Cuza 1859-1866 a fost, prin reformele sale, perioada de maximă dezvoltare a României moderne. Adoptarea primei Constituții Românești, reforma electorală, secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrară, a învățământului au fost doar câteva dintre măsurile adoptate de Alexandru Ioan Cuza. În municipiul Slobozia, evenimentul a debutat cu întâmpinarea persoanelor oficiale, intonarea imnului național al României și oficierea unui ceremonial religios. Ziua de 24 ianuarie 1859 este înscrisă în istoria poporului român ca ziua renașterii naționale, un act de înaltă voință politică și de solidaritate națională. Acesta este momentul în care se pun bazele României moderne, temelia pentru statul român, pentru obținerea independenței, ridicarea la rang de regat și mai ales pentru Marea Unire din 1918. În urmă cu 158 de ani, prin dubla alegere ca domnitor al lui Alexandru Ioan Cuza la Iași și București, cele două principate, Moldova și Țara Românească, și-au dat mâna formând o singură patrie, România. Momentul dedicat Unirii Principatelor Române a continuat cu defilarea gărzii de onoare. Autorități locale, autorități județene, cetățeni s-au prins la final într-o mare horă a Unirii. Oh,
și în municipiul Fetești, ziua de 24 ianuarie a avut o rezonanță deosebită în inimile tuturor feteștenilor. Autoritățile locale au sărbătorit cu mândrie mărețul act al Unirii Principatelor Române, prin care s-au pus temeliile statului român modern. Ianuarie reprezintă o dată importantă, o dată reper în istoria românilor. La această dată, sau mai bine spus această dată, nu avem cum să nu asociem cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care la peste două secole și jumătate de la fapta bravului nostru ialomițean Mihai Viteazul, și mă refer aici la unirea țărilor române în anul 1600, avea să-și înscrie numele pentru totdeauna în galeria selectă a marilor personalități care au militat și au dus la realizarea unității naționale în spațiul românesc. Nu poți să spui 24 ianuarie fără să te gândești la anul 1859. Anul 1859 reprezintă anul în care în spațiul românesc, mai precis extracarpatic, se va înfăptui dubla alegere. Mai precis, ce a însemnat dubla alegere? La 5 ianuarie, prin vot, în Moldova avea să fie ales Alexandru Ioan Cuza. Această dată importantă pentru poporul nostru a reprezentat totodată și înfăptuirea micii uniri, așa cum este ea cunoscută în istorie și cum este predată celor mici la școală. Mica unire a reprezentat de altfel și prima etapă în înfăptuirea unității naționale în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Unitate națională stipulată și astăzi în legea fundamentală a țării, Constituția României. Doresc să închei această scurtă prezentare dedicată zilei de 24 ianuarie prin jurământul pe care Alexandru Ioan Cuza îl rostea odată cu urcarea sa pe tron în 1859. Consider că aceste vorbe sunt valabile și astăzi și pentru totdeauna. Jur în numele Preasfintei Treimi și în fața țării mele că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele patriei, că voi fi credincios Constituției în textul și în spiritul ei, că în toată domnia mea voi veghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit și pe cel ce m-a urât, neavând dinaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Așa Dumnezeu și compatrioții mei să-mi fie ajutor. Am încheiat citatul. Copiii de la Casa de Cultură Municipală și de la Clubul Elevilor din Fetești au prezentat un scurt program artistic. Are munți, păduri și vii, ape reci, râu pe câmpii. Țara mea e tare mândră, corudorile își cântă, apele ce cur la vale, a scos frumuseți în cale. Țara mea e tot ce sunt, dragoste și tot ce simt. Noi aici vom fi mereu, apărați de Dumnezeu. Vă mulțumesc!
La finalul evenimentului, autoritățile locale au oferit cetățenilor și vârstnicilor de la toate cluburile de pensionari din municipiul Fetești tradiționala fasole și vin fiert.